Astăzi a avut loc o primă întâlnire dintre fracțiunea Partidului Liberal Democrat în comun cu biroul permanent central al partidului, cu candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, domnul Ion Sturza. Subliniez, este prima întâlnire a domnului Ion Sturza cu conducerea partidului, cu fracțiunea parlamentară a noastră, din care motive respingem cu fermitate speculațiile privind jocurile care le-ar face președintele Timofti împreună cu Partidul Liberal Democrat pentru promovarea candidaturii domnului Ion Sturza. În cadrul discuției, noi am avut un schimb de opinii privind principalele vulnerabilități ale Republicii Moldova și direcții strategice de dezvoltare care trebuie să se regăsească în programul de guvernare. Am avut discuții privind criteriile de formare a guvernului și profilul de bază al miniștrilor, cum ar trebui să fie acești miniștri. Ne-au fost expuse trei criterii de bază care vor sta la baza selectării candidaților pentru viitorul cabinet. Au fost numeroase întrebări din partea colegilor față de candidatul desemnat. A fost o discuție bună până la urmă. Ne-am convins încă o dată că domnul Sturza, în primul rând, corespunde profilului care a fost stabilit de către Consiliul Politic Național al Partidului, deoarece atât la 30 noiembrie cât și la 13 decembrie Consiliul Politic Național a optat ferm în favoarea opțiunii ca viitorul prim-ministru să nu aibă o apartenență de partid, în primul rând, și odată ce președintele Timofti a desemnat această candidatură pe domnul Sturza, care nu vine din vreun partid, fracțiunea parlamentară împreună cu biroul permanent central a decis în unanimitate să susțină candidatura domnului Sturza și urmează deja în perioadele următoare, la solicitarea domniei sale, să delegăm persoane sau să venim cu careva sugestii și propuneri pentru programul de guvernare. Dar reiterăm că principala cerință sau principalul capitol din programul de guvernare asupra căruia vom insista ține de reforma instituțiilor cu subordonare parlamentare, cu mandat de supraveghere, control și reglementare, în special cele din domeniul dreptului, dar și toate celelalte instituții din lista de 12 instituții care noi am prezentat-o partenerilor pentru discuții și dezbateri. Noi vom insista în continuare ca în programul de guvernare să se regăsească integral nu doar un capitol care să stabilească obiective de reformă, dar și o foaie de parcurs cu termene clare de reformă pe acest domeniu și, desigur, opțiunile care au fost deja expuse astăzi pe principalele vulnerabilități în sectorul bancar, în sectorul energetic, în domeniul de securitate în mod special, la fel să fie bine dezvoltate și să se regăsească în programul de guvernare. Este poziția democraților. Noi am anunțat și și implementăm propria noastră poziție, care derivă din deciziile Consiliului Politic Național și noi vom fi consecvenți în această... Eu cred că va depinde foarte mult de prestația domniei sale și de activismul domniei sale în această perioadă, când urmează să se întâlnească cu mai multe fracțiuni și grupuri parlamentare, inclusiv și cu deputații neafiliați, pentru a-i convinge că viziunile sale merită a fi susținute. Noi, după discuția de astăzi, ne-am convins că domnul Sturza ar putea fi un bun prim-ministru, care în această perioadă de grea cumpănă pentru Republica Moldova ar putea veni cu noi soluții și cu nouă speranță pentru țara noastră. Așa că vom fi consecvenți în această decizie. Reiterez încă o dată, toți 18 deputați din fracțiune au votat unanim pentru susținerea candidaturii domniei sale. Cum dumneavoastră vedeți repartizarea funcțiilor în acest guvern în lipsa unui acord de constituire? Noi n-am discutat despre repartizarea funcției și este firesc să nu discutăm acest subiect, din motive că într-o asemenea conjunctură, primul ministru este cel care vine cu viziuni, nu vin partidele cu care avea viziuni.
vine cu viziuni privind criteriile pe care trebuie să le întrunească candidații pentru funcția de miniștri, cât și domeniile de responsabilitate, care unele pot fi exclusiv de domeniul dreptului dumnealui de a prezenta candidați. Noi nu excludem că domnul Sturza va veni și cu propuneri către partide să delege anumiți profesioniști pe anumite domenii și în această situație eu sper să reușim să se ajungă la un compromis ca viitoarea echipă guvernamentală să fie una armonioasă, ca membrii acestei echipe să nu aibă o apartenență de partid sau din momentul încadrării în echipa guvernamentală să-și suspende calitatea de membri în partide și ca Republica Moldova să se poată mișca înainte. Domnule Străleț, mulțumesc. Domnul Chimpu spunea ieri că va vota un guvern doar dacă va participa și PLD-ul va vota. Acum, credeți că PLD-ul o să voteze? Merită respect această poziție și eu sper că Partidul Liberal va fi consecvent în urmarea acestei declarații și acestei poziții, nu doar acum, ci și în viitor, în timpul activității guvernului. Mersi și de asta.